Salut, eu sunt Vladimir Ștefănescu de la Expertise Factory și astăzi vreau să vă prezint care este punctul de plecare atunci când vine vorba de învățarea cerului nopții și dezvoltarea abilității de a te orienta cu ajutorul stelelor. Până să intrăm în subiectul nostru de astăzi, vreau să te invit să apeși butonul de subscribe și clopoțelul de notificări, pentru că avem multe materiale interesante pregătite pentru voi de acum încolo, iar în felul acesta te asiguri că nu vei rata niciunul dintre ele. Bun, care este așadar punctul de plecare? Păi, de fapt sunt 7 puncte, mai precis 7 stele. Aceste stele formează cea mai cunoscută formațiune de pe cer, formațiune de care majoritatea oamenilor au auzit. Bineînțeles că este vorba despre Carul Mare. Multă lume crede însă greșit despre Carul Mare că este o constelație, când de fapt acesta este un asterism, adică o formațiune de stele diferită de o constelație. Carul Mare este de fapt o parte din constelația Ursa Mare, care arată ca un urs pe cerul nopții. Este vorba de acesta de aici, chiar dacă eu știam că ursul are coada mai scurtă. În fine, asta e altă poveste. Dar această formațiune, și anume Carul Mare, este extrem de recunoscutibilă și poate fi observată din emisfera nordică tot timpul anului. Ea poartă diferite denumiri. Noi o știm sub denumirea de Carul Mare, iar la americani este denumită Marele Polonic, în engleză Big Dipper. Normal că la american trebuia să fie ceva pe bază de mâncare, porție mare. Dar să revenim la stelele ce intră în componența acestui asterism. Carul Mare este format din 7 stele foarte strălucitoare. Stele ce pot fi observate lejer și din condiții de polare luminoasă crescută, cum este cerul din orașele mari. Fiind însă extrem de strălucitoare, aceste stele au fost denumite încă din antichitate. Ele poartă numele de Alcaid, Mizar, Aliot, Megrez, Fecda, Dubhe și Merak. Zici că sunt diferite nume de bomboane ieftine cu ciocolată. Am menționat mai devreme că aceste stele fac parte din constelația Ursa Mare. De asemenea, am menționat că această constelație poate fi văzută tot timpul anului din România. Motivul pentru acest lucru este că Ursa Mare este o constelație circumpolară, adică o constelație care se află în apropierea polului nord ceresc. De aceea, din România, ea nu coboară niciodată sub orizont. Iar deoarece Carul Mare face parte din Ursa Mare, va fi, bineînțeles, vizibil mereu pe cer și el. De aceea, Carul Mare reprezintă cel mai bun reper atunci când vrei să te apuci de învățat cerul. Este format din 7 stele strălucitoare care se văd tot timpul anului, iar forma carului este extrem de ușor de reperat pe cer. O vei găsi mereu înspre nord. Dacă nu știi care este nordul și nu ai nici busolă, nici telefon mobil, ceea ce este aproape imposibil, vei găsi nordul în partea opusă soarelui la miezul zilei. Așadar, atât timp cât te uiți seara după Carul Mare pe cer înspre nord, cu siguranță îl vei găsi foarte ușor. Și de aici ajungem la încă un șiretlic important atunci când vine vorba de orientarea cu ajutorul cerului. Fiind aproape de polul nord ceresc, Carul Mare te poate ajuta să găsești cu ușurință steaua polară. Aceasta nu e prea strălucitoare, dar o poți găsi dacă trasezi o linie imaginară în continuarea segmentului dintre stelele Merak și Dubhe din Carul Mare. Prelungind acest segment cam de 5 ori, vei da peste o stea asemănătoare în strălucire. Aceea este steaua polară. Iată cum, pornind de la Carul Mare, ai aflat cu exactitate care este punctul cardinal nord, aflând astfel și toate celelalte puncte cardinale. Cu această metodă poți găsi mereu steaua polară, indiferent de poziția în care se va afla pe cer Carul Mare. Și astfel poți găsi drumul spre casă în cazul în care un prieten vrea să-ți facă o glumă și te lasă singur în pădure. De asemenea, pornind de la steaua Alcaid, steaua ce se află în capătul oiștii Carului Mare, mai poți găsi trasând o linie ușor curbată în continuarea oiștii, una dintre cele mai strălucitoare stele de pe cer. Giganta roșie Arcturus din constelația Botes. Și mai sunt și alte stele și constelații la care poți ajunge ușor cu ajutorul Carului Mare, precum în imaginea prezentată. De aceea, Carul Mare este un reper esențial în astronomie, pentru că plecând de la stelele ce îl formează, poți găsi și învăța numeroase stele și constelații importante. Prin urmare, Carul Mare este un deschizător de drumuri și vă poate ajuta să învățați mai ușor cerul. Acesta a fost episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, apăsați la plecare și butonul de like și lăsați și un comentariu în care să spuneți cum v-a ajutat și pe voi Carul Mare să învățați cerul. Eu sunt Vladimir Ștefănescu de la Expertise Factory. Până data viitoare, eu vă salut!